Bine v-am regăsit, abonați-vă la un nou video de pe acest canal minunat. Astăzi o să vă arăt noul meu telefon, pentru că am zis, bă, nu facem noi un video asta de informare despre ce telefon nou mi-au. Si da, dacă vă place muzica de pe fundal care o auziți în videoclipul de astăzi, o găsiți în descriere. La videoclipurile trecute n-am pus pentru că n-a fost niște semn, dar, na, o găsiți în descriere. Bun. Deci, după cum vedeți, pe Mac, am intrat pe Mac și am numai eMac Motorola, Motorola Moto, Xiaomi, eMac, eMac, comparare telefoane, telefon Motorola. Pentru că, logic, m-am informat de telefonul ăsta până peste cap, am făcut niște comparări cu alte telefoane să văd care sunt mai bune. În episodul toată o să vă explic eu totul cum e și toate astea. Ok? Deci telefonul care mi-l iau, văd că primele două căutări sunt la fel. Ok, o să intrăm pe prima. Și wait, avem aici trei telefoane la fel. Ok, unul este de la itgalaxy.ro. Și unde m-a băgat? N-am apăsat. Ok, unul este de la itgalaxy.ro, unul de la Max, unul de la Altex. Și fiecare este diferite la preț. Ok, o să fac un fel de comparație, nu știu cum să zic. O să intrăm prima dată pe acesta, care costă 1280 de lei. Da. Deci de că e cel mai bun preț. Este telefon mobil Motorola Moto Z80 128 GB RAM Dual SIM 4G ASUS Mint. Ok, telefonul ăsta vreau să mi-l iau eu. Deci ăsta este cel care mi-l iau eu, doar că la mine costă 1300 de lei. Aici probabil că a pus cu cu mai puțin, cu 20 de lei, pentru că are, cum să zic, cred că pentru care transportul, pentru că eu n-am plătit nimic la transport, am plătit cu cardul, pentru că nu știu cum, dar văd că puteți să plătiți doar cu cardul. Am plătit cu cardul 900 de lei fără transport, fără nimic. Transportul a fost gratis. Aici nu se zice nimic de transport, dar probabil că atunci când îl cumperi va zice. Ok, deci poți să extind garanția, văd, dacă vrei. Un an, doi. Bun, uite, compară produse. Se pot compara maxim 5 produse. Ok. Deci e altfel, în fine. O să ne dăm puțin la specificații, să vă spun eu dacă e ca al meu. Bine, că e al meu, ce să mai zic. Smartphone, da, model ASA, da. Cred că, bine, asta nu e atât de dezvoltat la mine, din ce am văzut. Tatura QWERTY nu. Deci eu nu știu ce tatura am, dar cred că ok, dar n-am tatura QWERTY de asta. În fine, am GPS, logic, am dual screen, dual SIM, tip SIM, nano SIM, de-aia mică, atentă, am WAM nelimitată, mesaje SMS-uri, cod ANSA compatibil, RAW alert, da? Display-ul multitouch capacity, diagonal am 6.8 inch, ăla mai mare decât pe ăsta care am, ăsta are undeva la 6.5. Mie nu e mult, 3 inch mai mult probabil, na, dar în fine, rezoluție 1080x2400 pixel. Eu am mai mic pe ăsta oricum. Number nucleu octa-core, producător, procesor MediaTek, chipset Helio. Deci vă spun, nici eu nu știu ce înseamnă toate atât de aici. Referență procesor 2.05 plus 2.0 KHZ, CPU Mellasa, în fine, memorie. Deci am 6 GB RAM, tot am 4, dar la mine. Slot memorie, microSD până la 512. Nu știu dacă o să-mi fac card, că oricum am 128 de GB de astea. Fotul la fito, aici n-a luat cam prizul integrat, înregistrare video 4K, 120 de FPS-uri, ok.
iar 1830, 240 de FPS-uri. Deci dacă eu vreau să filmez în 4K o să meargă în 120, iar mie trebuia merge în 30 de FPS-uri cu 480, cred că. În fine, e, de asta e prate tot, ce să mai zic. Logic, tip sonerii MP3, UAI, asta radio, da, CBRS, da, SD, da, Wi-Fi 802, asta Bluetooth, da, NFC, da, USB, porturi, baterie LiPo, capacitate 5000 mAh, sistem Android, operare Android, versiune SO 11, ok, sensor, accelerometru, giroscop, proximitate, cititor, amprentă, da, dimensiune 169.7x75.9x9.6 mm, culoare verde, ok, bine, poate verde, greutate 212 grame, alte informații, Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot, dual band, ok. Deci asta e telefonul care vreau să-mi iau eu, nu sunt pe verde. Dar hai să intrăm pe EMAG. EMAG, de tala a făcut 1500? Bro, l-a făcut 1500 de da. Mie, 1450. Stai ce la telefon, bă. Am să-i faci specificații, te rog. Ana pare de 2021, ok. Roller, da. Slot card numără, micro SD. Am 4 camere, ok? Am 4 camere. Rezoluția de cameră frontală 16 MP. Pixel de seam, rezoluție de video Full HD 4K. Deci eu vrei să spui că eu o să văd videourile în 4K? Dude, mi se pare prea mult. Full HD 4K. Ok. Bun. Și, na, acum intrăm la asta care văd că e 1000. Ok, deci l-a scăzut la 1000 de lei, în stoc. Ieri scria că e 1400 de lei. What? 1300. 1300 din... era mai multe, deci ieri era mai multe. Nu, că eu nu cred asta ceva. Are două recenții, hai să le citim. Să vedem ce recenții are. Ok. Bun. Deci are o recenție de 4 stele și una de 5. Ok, mulțumit. Zice Miloicovici Leontin. Pe 13.10.2021, adică 13.10. Deci pe când am luat telefonul ăsta? Că nu... În fine, mulțumim. Am achiziționat telefonul pentru mama și am fost plăcut surprinsă de calitatea acestuia. Este decent pentru un utilizator fără mari pretenții. Face treaba cu el. Bravo, moto. Bărău Ionel. Recomand. Este un telefon foarte bun. Trimit că repete. Pasajerea ține 2-3 zile. Fotografiile au claritate. L-am cumpărat pentru fetița mea. Sunt foarte mulțumită de el. Prețul este mic. În comparație de ce oferă telefonul. Îl recomand tuturor. Se desaita 4 stele? Nu înțeleg. Stai puțin. Ăsta cât are? Ăsta are 40 de RAM. M-am zis pe radio. Eu la acest telefon mă uit. Uite, ăsta e ce caut eu. Bun. Are o retenție. Bun. Ăsta îl caut eu. Ăsta da. Are o retenție de 5 stele. Bun. Nu-mi toc. E exclusiv online. Ok. Ăsta îl caut eu. M-am zis retenție la un telefon. La fel că tot oricare niște retenție mai... Are niște modificări mai mici, în fine. Fanel Epure, 11.10.2021. 11.10. Adică acum 3 zile, what? În fine, un telefon mobil care depășește cu multe așteptări. Le merită cumpărat. La 900 de lei face toți banii dați. Felicitări Motorola.
venit de pe Marte. Nu vorbesc cu oricine. Un spate zicea. Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Dude, păi eu ieri am dat comandă. Ziceam că pot da comandă decât ieri. Dude. O să zic da. Nu. De fapt nu. Trebuie să fii autentic. Da. În fine. Mamă, de... Are 2 tentații, 12 de nu. Păi de ce 12 de nu? Da, mă gândeam eu că trădiți. Bro, mă sperie, deci mă sperie comentariul ăla. Mă sperie din simplu fapt că eu dau pe 900 de lei. Am dat, la fel că ăla, da, asta nu e nimic special. Dar lui a venit, dude, eu am dat ieri comandă, pe 13 octombrie. Și el a pus comentariul pe 10. Adică, na, ieri a fost miercuri, 13, 12 a fost marți, 11 a fost luni. Și el duminică a pus comentariul, înseamnă. Dude, what? Nu mai înțeleg nimic. Ok, o să ne uităm la specificații. Octa-core, frecvență 2.3, procesor grafic Adreno 618. Uite, camera principală e triplă. Ok, Blitz LED, zoom, digital 8X, e perfect, mai mult nici nu vreau. Mesa serie, ML, MSC, pus ML, SMS, ok. Capacitatea baterie 6000. Tot, păi, la ăla care noi intam noi la pe Galaxy Pintură, parcă era nicimie, în fine, nu mai contează, culoare albastru, prioritate 220 de grame, parcă, păi era mai mult, în fine. Garanție comercială 24 luni, garanție de conformitate de 24 luni, dimensiunea sa. Albatru am zis, ok, fac starting, asta îmi trebuie că să se încarce lepete, USB tip C 2.0. Și cam atâta. Tot singurul lucru care mă speră e că... Na, știți, adică el a pus comentariul pe 10 octombrie. Și nu știu de ce acum. Adică pot să-l postez, dar mă gândeam că, dude. Uite, avem aici telefon Xiaomi, telefon Nokia, telefon Motorola ăsta, sau Motorola DeFi. Mamă, iute, la 1600 de lei l-a scăzut la 1300 și are decât 64 de giga și 4 giga RAM, iute. Telefon Elvio, Nokia. Hai să retrasem lista, bun. Vânele pure. Ok, status și muzica. Bun, de asta 3 adesea. Mamă, pe 3 adesea... Era, chiar că era ceva, sau 2A9, mamă. Bun, logic că să iei de mai mult timp ăsta... Motorul ăla cu 4 de caram. Deci are, în loc de 6 de caram, are 4. Calmă, bine, eu am 64 de zica... El are 100 văd. Motorul ăla SV20 Pro, Plus, Lite... Asta ne dăm la asta, cred că e mai scump, nu? 12 giga RAM, 256 GB de la 5V la 3000 de lei, 3000 de lei, bă! N-a venit. Are decât 3 camere din ce văd pe spate. Dude. Are doar albastru, văd.
M-a scuzat puțin. Iată, ne uităm puțin la descriere, dar nu vreau descriere, vreau specificații. Ok. La fel, asta le-am știut, smartphone, dual SIM, nano SIM, Android 11, nucleul 8, cât am eu, în fine. 3, 2, 3, 4, 5V, asta mă întrezi cu 5V-ul. Ok, văd că are busolă. Existe are în pachet. Dimensiuni, mamă, are greutate mai mică ca a mea. Am 220, dar are 190 grame. Ok, roller, da, în apare 2021, protecția sa. Dimensiune 6.67 inch. Eu o la mai mare la inch, ok. Chip display OLED, rezoluție pixel 1080x2400 cât am eu, adică memorie internă 256 GB și memorie RAM 12 GB. Rezoluție Bluetooth 5.95, adică hai, numai camere. Nimeni, la mine cred că am camera principală triple, nu știu, în fine. Rezoluție cameră frontală 32 megapixel. Rezoluție Full HD 4K și 8K, dude. Capacitatea patronă, decât 4500. Păi, și vreau să uitai asta la review-uri. Aduc un review. Eu vreau să le văd review-urile la ceilalți, pe urmă, și pe urmă, da, dau eu, bine, nu ca... Unde e? Ok. La iMac la acest telefon se oferă un cadou. Văd că a dispărut bună ziua. Telefonul îi se poate atașa un card de memorie. Bună ziua, vă mulțumim pentru interesul acordat telefonul de Motorola. La Motorola E20 Pro nu dispune de opțiunea de inserare a unui card de memorie externă. Tăia scapă de zi. Bun. Foarte bun. Motorola m-a făcut să urăsc Samsung și Apple. Ok. Totele, telefonul merge impecabil, însă există o problemă la stabilizarea imaginii, majoritatea poțurilor este miscate, deși are senzor de 100 megapixel, adică asta, imaginea lasă de dorit, dacă nu se rezolvă în timp util cu un update, am să îl returnez. Bun, imagini de la clienți. Ok. Bună vânătură, păi că mă tata a fost și cu acest episod mirblan de telefon îmi iau. Uite, ai 10% redusere, hai să ieșim de pe Altex, să intrăm, de pe Max, să intrăm la Altex aici. Dai puțin. Bun, nu. Bun, deci telefonul ăsta mi-l iau. Ce culoare are? Zicea că are culoare albastru, parcă, da. Da. Bun, păi hai să ne uităm la poziții cu asta și încheiem. Deci are o dată ma poza asta. Hai să de pe față și de pe spate. Deci are trei camere rotunde din TVD cu două blitzuri. Na, senzor de amprentă. Într-o parte... Din cealaltă parte... Asta... Acolo văd că pasi căsti sau ceva... E, probabil că nu vine cu căsti, uitați acolo butoanele, cred că e... Cred că sunt acolo butoanele, aici, mamă... Ok, n-a ce să zic... Ok, deci are difuzorul aici, în partea de jos... Acolo bați că încărcătorul, iar acolo nu știu, cred că e aia pentru resetarea telefonului, dacă bați un ax sau nu mai știu. Eu asta știam și înainte, dar uite că e și sus ceva asemănător și acolo unde bați căstile, bun. Păi s-a terminat. Bună, bună tuturor, păi că mă tata a fost cu acest episod în care v-am arătat și telefon îmi cumpăr. Eu am dat comandă ieri pe la... Pe la ora asta, pe la vreo 3, ceva mai târziu, că am venit de la școală, pe urmă a trebuit să aștept să... În fine, ideea e că am dat ieri comandă și mi-a zis că am finalizat comanda, ideea e că nu mi-a zis în câte zile vine, dar am trebuit să dau comandă la școală. Bine, facem multe ore
story time aici, mai mică sa. Am întrebat să documente la școală și... Nu știu, zisea să-mi bag cardul, în fine, a fost o problemă și mi-a zis că s-a finalat comandă, zic că o să vină în o zi sau trei zile rucătoare, pe urmă, na, că a fost o problemă și, în fine, a mers a doua oară, dar nu mi-a mai zis a doua oară că vine în o zi sau trei zile lucrătoare, adică sâmbătă ar fi ultima zi în care ar putea să vină. Și de obicei venea a doua zi la noi, pe aici. Deci dacă mâine nu vine, de sau încep să-mi fac grivi. Și să zic, dacă nu vine sâmbătă, în fine, duminică nu e deschis, dar dacă nu vine sâmbătă, deja mă panichez grav, adică o să încep să cred că am luat țeapă. Bine, trebuie să primesc un mesaj cum că vine, de dacă nu primim mesajul, e gravă situația. În fine, nu mai contează. Aveți Instagram-ul meu în descriere, ca de fiecare dată. Eu am văzut Edi și vă spun la revedere. Pa, pa!